Milana! Milana! La naiba. Băieți, unde e Puzzle? N-am mai luat legătura de mult. Nu știu, nu am reușit să dau de el toată ziua. Da, după ce ne-am jucat un pic ieri basketball, nu l-am mai văzut. Ce distruție, Puzzle! A fost înfiorător când am venit în campus. Îmbrăcat ca o banană. Ha. Da, băieți, unde e Puzzle? L-a văzut cineva azi? Puzzle? Ha, uite, banana a sosit. Liniște, băieți! Puzzle, ce-i cu tine? De ce ai venit în campus îmbrăcat ca o banană? Mă pregătesc de Halloween. Alegerea ta e ciudată și îți zic și un secret, costumul tău nu e deloc înfricoșător. Bine, poți să te așezi. Bună, Angie. Ok. Salut, frate! Puzzle, nu acum. Ei bine, atunci mai târziu. Bens, ce mai faci? Da, bine fac. Tu, în schimb, nu arăți bine. Dar m-am ținut de cuvânt. Puzzle, și o banană ți se potrivește. Da, pare cam înfiorător. Sunteți nebuni. Dacă sunt îmbrăcat într-o banană, credeți că nu vă lovesc? Puzzle, unde te-am văzut azi? Ah, pe raftul magazinului. Vinzi la fel ca prietenii tăi. Puzzle, chiar dacă arăți înfiorător, eu îți acord un respect deosebit, pentru că te-ai ținut de cuvânt. Ești înfiorător. Sunt o banană, banană. Angie, stai, poate mergem azi la o cafenea și să stăm să bem smoothie-ul nostru de banane? Puzzle, ascultă, eu chiar n-am nevoie de nicio banană azi. Ei bine, ești o banană. Fraierilor, sunteți nebuni? Ceau, tai-o de aici, bananul. O, băieți, poate mergem să jucăm un basket? La naiba, Puzzle, mă doare piciorul din anumite motive. Bine, poate mergem să-i zdrobim pe fraieri? Hai altă dată, trebuie să ne facem temele. Ce teme? Nu ai făcut-o niciodată. Păi vreau să-mi măresc notele. Hai, bine, pe curând. Puzzle, scoateți costumul ăla urât, nu e deloc înfricoșitor. Fetelor, a fost grozav că am stat ieri la concert. Da, a fost foarte tare. Da, mai ales momentul în care am căzut pe scenă. Șef, a fost un eșec total. Ei bine, e în regulă, dar toți cei care au fost la concert și-au amintit de tine. Fetelor, să ajungem la o înțelegere. Doar nu postați acest videoclip nicăieri, mi-e rușine. Ok, nicio problemă. E prea târziu, am postat deja și sunt 2 milioane de vizualizări. Milana! Nu te schimbi! Bună, fetelor! Hai! Salut! La naiba, fetelor, de fiecare dată când îl văd pe Kamil, simt că am fluturi în stomac. Hei, ce zici de costumul lui Puzzle? E ok, primești o lecție. Prea se dă în stambă în fața tuturor. Și prietenii lui arătau bine în costum de brocoli. Da, da, da. Într-adevăr. Milana, poți te rog să-mi faci loc? Unde scrie că ăsta e locul tău? Asta e o cafenea generală. Aici stau mereu. Mandy, sunt o mulțime de locuri goale aici. Dacă vrei să stai lângă noi, atunci ia un scaun și stai jos. Care e problema? N-am de gând să stau altundeva. Din prima zi în care am venit în campus, aici am stat. Mandy, vrei să-ți spun un mic secret? Fraiera s-a ridicat și și-a pierdut locul. Tu tocmai m-ai numit fraieră? Ah, ia uite, nu-i vine să creadă. Hei, tu! Nu crezi că ar trebui să răspunzi pentru asta? Oh, fetelor, ați auzit asta? Deja îmi tremură genunchii. Mi-e frică, mi-e frică. Fetelor, să mergem. Altfel, acum va veni proful Max și vom avea probleme uriașe. Ei bine, pot să-mi iau locul? Sau vom continua să aflăm? Sigur că poți, fetelor. Da, 4-0. Ei, nu mai trișa. Eu să trișez. Dacă nu pot juca, nu e problema mea. Cu siguranță. Hei, băieți, ce faceți? Ce vrei, fraiere? Am auzit că Puzzle ți-a distrus reputația și nu vrei să mai fii în echipa lui. Deci ce urmează? Vorbește repede, altfel nu avem timp pentru tine acum. Da, trebuie să-l bat pe Benz cu 10-0. Pe scurt, băieți, eu voi spune clar, dacă nu aveți o echipă, vă sugerez să veniți la noi. Kiba și cu mine doar căutăm băieți. Sunteți cool? Noi suntem cool. Ei bine, ai înțeles ideea. Băieți, de acord, nu prea mai e timp. Bens, ai auzit? Fraierii te cheamă să te alături echipei. Da, să mai arături echipei fraierilor. Ăsta e visul meu. Deci suntem de acord? Normal că suntem de acord. Bubble, prietene, pleacă de aici înainte să te lovim. Înțeles? Da, am înțeles. La naiba, fraierii și-au pierdut mințile. Trebuie să facem ceva cu ei. De acord. O, băieți, jucați fotbal. Eu sunt următorul. Puzzle, e timpul să mergem la ore. Ce ore? Îți bați joc de mine? Nu, trebuie să mergem la ore. Da, înțeleg. Totul e din cauza costumului, nu? Ce zici acolo? Costumul e mișto. Atunci de ce fugiți de mine? Pe scurt, Puzzle, îți voi spune clar. Da, este costumul. E chiar nasol. Și atâta timp cât te plimbi prin el, am decis că vom sta departe de tine. Ei bine, înțelegi? Reputația și toate astea... Reputația adică... Atunci plecați de aici, trădătorilor! Să mergem, Dance! Fetelor, nu vi se pare că fata asta nouă e un pic cam agresivă cu mine? Pot să văd de ce! Pur și simplu s-a îndrăgostit de Camil! Milana, ai ratat multe din campus când erai bolnavă. Ce? S-a îndrăgostit de Camil al meu? Da, de Camil al tău. Fetelor, cred că ar trebui să avem de-a face cu ea și să punem fata asta nouă în locul ei. Și să punem fata asta nouă la punct. Angie! Puzzle, ce faci aici? E vestiarul fetelor! Băieții mei tocmai m-au abandonat! Da, pot să ghicesc și de ce. Ce vrei să spui, Angie? Vrei să spui că nici ție nu-ți place costumul meu? Da, Puzzle, ăsta e un costum înfiorător și încă nu înțeleg de ce nu l-ai scos. Tot campusul râde deja de tine. Angie, mi-am dat cuvântul. Am pierdut la un turneu și trebuie să port acest costum, fie că îmi place sau nu. Știi ce, Puzzle? Cât timp ești în costumul ăsta, te rog, stai departe de mine. Pentru că mi-e rușine să ies cu un tip care poartă un costum de banană, fie că îți place sau nu. Du-te la restul trădătorilor. Băieți, să vă arătăm activitatea. Dacă vă place foarte mult seria noastră Campus, atunci acordați acestui videoclip cât mai multe aprecieri. Cu cât sunt mai multe aprecieri, cu atât episoadele noastre sunt publicate mai des. Și de asemenea, like și abonați-vă la canalul nostru și așteptați noile noastre episoade. Pa tuturor! Fetelor, de fiecare dată când îl văd pe Camil, parcă aș fi o bunică. Da, cu siguranță voi face asta. Sunt o banană, ba, ba, banană. Bine, să mergem. Uite cum plec. La naiba, Bubble, de ce ai făcut asta? Da, scrie că e învins. Da, eu. Ce urmează? O coajă. Nu înțeleg. Cine a fost? Cine a fost? Pentru mine, prietenia. Da, a scris că e învins. Da, eu. Ce urmează? Ai arătat-o. Deci cum trebuie să ți-o arăt? Da, a scris că e învins. Da, eu. Ce urmează? Deci ai arătat-o întregului campus. Ai arătat-o. Ai arătat-o. Deci cum trebuie să ți arăt? Trebuie să vorbim. La naiba, ce tare! Domnul Max? Ce tare e!